Bine ne revedem, dragi prieteni, la nouă emisiune Viață în Armonie. Eu sunt aceea Gina Coșunete pe care dumneavoastră mă cunoașteți, doar că astăzi am o emisiune un pic altfel. Și pentru că se numește emisiunea mea Viață în Armonie, de ce să nu invităm în emisiune și oameni frumoși, tineri, care au ceva în plus față de noi, noi cei care am trecut deja de o vârstă și care... De ce să nu spunem că avem de învățat de la ei? Iată, astăzi avem în emisiune pe cel mai tânăr hairstylist din România. Și am să-l rog să se prezinte, eu îi spun bine ai venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Toma Alesio Ioan. Așa. Am 15 ani și învăț la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu. Da, este din Piatra Neamț, este un băiat foarte timid. După cum îl vedeți, dar este un mare artist. Alesio, hai să povestim puțin, noi stăm acum la un pahar de vorbă, da? Așa. Hai să povestim puțin unde te-ai născut, cine sunt părinții tăi? Eu m-am născut în Italia și am stat aproximativ 6 ani acolo. Deci după ce te-ai născut, 6 ani ai stat în Italia și după 6 ani ai venit în România. Da, am venit în România ca să încep școala aici. Am început școala, clasa pregătitoare în România. Așa. Cine sunt părinții tăi? Pentru că totuși vrem să spunem telespectatorilor că naște din pisică șoareci și mănâncă, spune. Mama are un salon de înfrumutețare cu tata. Vedeți? Și îi cheamă Toma Ana Maria pe mama și pe tata Toma Marian. Băi, pot să spun de pe acum, dragii mei, vă felicit pentru asemenea copil și spune că mai ești un frățior? Da, mai am un frate pe care îl se numește Toma Denis. Așa, Andrei. Și ce face? El îi place foarte, foarte mult să joace fotbal, e non-stop la terenul de fotbal. Va fi un mare fotbalist al României, vă garantez. Bun, Alessio, spune-mi cât ai fost în Italia? Părinții tăi au lucrat același lucru acolo sau de acolo a plecat practic această... Nu. Tatăl meu cred că lucra pe un șantier de construcții și mama cred că a lucrat la început la un bar, dar după ce m-am născut eu și cu fratele meu a fost mai mult casnică. Uh-huh. Și cum ai reușit tu să prinzi drag de așa ceva? Păi după când ne-am întors în România, așa, au deschis părinții mei un salon de înfrumutețare și stăteam zilnic, non-stop acolo, după ce veneam de la școală. Mai ieșeam cu unii colegi când mă mai chemau pe afară, așa, la un fotbal sau așa, dar în general stăteam la salon și o mai ajutam pe mama, era destul de ocupată zilnic și îi mai dădeam la mână o clamă, un fion, ceva. Și ai început... Ai început tu să te atingi de această meserie din dorința ta sau pentru că vrei să o ajuți pe mama? Da, la început o ajutam pe mama, după am zis că îmi plăcea foarte mult și eram foarte atent ce face ea și am zis că să încerc și eu așa ceva. Și a venit Ciprian Ungureanu la un seminar la noi la salon. Și am zis că gata, ăsta e momentul, trebuie să încep eu să mă apuc de tuns. Câți ani aveai atunci? Aveam 10 ani. Oh, Doamne! M-a văzut Ciprian Ungureanu, a zis, da, cum să nu, haide, te primesc. Mama era puțin șeptică, așa, nu vorbisem dinainte, nu nimic. Eu m-am prezentat cu o mașină de tuns și cu o pelerină la mine. Și Ciprian a spus, haide, te aștept. M-am pus acolo, l-am luat pe fratele meu, l-am pus pe scaun și am început să-l tund acolo. După cum mi-a arătat Ciprian Ungureanu. Și ai făcut exact ce am făcut spus? Exact ce mi-a cerut. Asta e talent. Da. Deci e clar că te-ai născut cu asta. Bun, mergând mai... O altă întrebare vreau să ți-o adresez. Spune-mi, care a fost impactul în momentul în care ai venit în România? Cum te-ai simțit aici? După ce ai venit de acolo? Eu n-am simțit mari diferențe, nu știu. Eram obișnuit deja cu limba, vorbeam acasă doar română. Și eu n-am simțit o schimbare neapărat bruscă. Colegii oricum i-aș fi schimbat pentru că eram la grădiniță acolo și orică rămâneam acolo, orică am venit în țară, tot aia era pentru mine. Vacanțele veneați în țară? Da, în vacanțe veneam în țară. Deci și aveați o legătură strânsă cu țara. Bun. Cum, acum te rog să-mi spui cum a evoluat. Păi, în domeniul meu în domeniul de frizerie. Tău, da. Păi, la început
după ce am făcut primul curs cu Ciprianu Ungureanu, mai chemam prieteni așa la mine să-i tun, dar nu mulți acceptau, adică erau puțini, cred că am doar doi prieteni în afară de fratele meu care se tun la mine de când am început eu să tun. Îi tundeam așa o dată pe lună, mai retușa mama puțin ca să mai fie în așa două oară, tundeam destul de bine la început. După vreo jumătate de an, un an, nu mai știu exact, a venit un alt domn, Spuc, și să țin un seminar și am zis că îl fac și pe acela, că nu strică să am un seminar în plus sau ceva. Am mai învățat acolo o tehnică nouă și tot așa, mi-am făcut acum de vreo an de zile, îmi folosesc tehnica mea, am acumulat informații de la fiecare, cum să spun, de la fiecare frizer în parte și am luat câte puțin de acolo, câte puțin de acolo și mi-am făcut tehnica mea acum. Bravo! Cu ce-i deosebită tehnica ta de a celorlalți? Păi, nu știu exact. Mie mi se pare că este puțin mai rapidă. Cred că în unele chestii, în anumite tehnici, mă descurcam mai bine, dar în unele nu așa de ok. Și am separat într-un fel anumite lucruri și le-am îmbinat de la fiecare. Alessio, scuze. În momentul în care ai intrat pe nișa asta a fi stilist, ți-ai asumat tu un lucru. Câți? Da, eu credeam că e joacă atunci, adică mă jucam puțin, nu credeam că asta o să fac toată viața mea. La câți ani te-ai hotărât și ți-a ieșit perfect tot ceea ce ți-ai dorit tu? Adică de când te-ai hotărât, gata, asta fac? Cred de la 13 ani jumate, 14 ani. Deci, cum atunci a fost. Erai undeva în clasa 8-a când deja știai pe ce cale o să mergi. Până atunci, însă, mai tun puțin, pe la vârsta de 12 ani și un pic, făcusem și cursul de unghi. A venit o doamnă, nu știu exact numele, moldoveancă, și tot la fel, am văzut, n-aveam ce să fac, așa, și am zis că particip și eu la curs. M-a primit cu mare drag. Pui că faci și unghi. Ba da, fac și unghi, coafez. Bravo! Și coafez, deci pe lângă faptul că tu știi să tunzi bărbații, faci frizerie, tu faci și coafat. Da, și de jumătate de an fac și pun acid hialuronic în buze. Wow, de asta nu vreau să aud. Da, e minunat. Trebuie să spunem că părinții acestor copii se ocupă foarte mult de ei. Eu îi cunosc personal, sunt niște oameni extraordinari și vreau să vă spun că se cunosc cei 7 ani de acasă. Aici nu vorbim de cei 6 ani de Italia, ci vorbesc de cei 7 ani de educație pe care au primit acești copii. Dacă vă uitați la Alessio, el când vorbește se înroșește. Deci dacă un tânăr la 15 ani se înroșește, înseamnă că are bun simț. Și asta se întâmplă de câte ori ne întâlnim și de câte ori ne vedem și pe stradă. Când spune să rămână, el se înroșește la față. Deci asta este un lucru pe care eu îl admir la acești tineri care au ales să facă ceva în viață frumos și nu ceva urât. Și știți dumneavoastră la ce mă refer din alte puncte de vedere. Nu vreau să stric această frumoasă emisiune. Apropo, cum te distrezi? Cum te relaxezi? Hai să o luăm altfel. Păi, în general mă relaxez când tun sau în general sunt, nu prea îmi place când vin ori întârzi la programare, ori vin mai devreme și într-un fel îmi amestecă programările. Nu mai pot să le fac cum trebuie și când stau acolo și tun și văd că am mai ajuns unul, într-un fel mă enervez puțin, adică nu că mă enervez, dar nu mă simt în largul meu și în general, nu știu, mă distrez așa când e liber în salon, în general mama are foarte multe cursuri și când e liber în salon așa și am eu o programare, atunci mă simt cel mai bine, nu știu, mai ies așa cu prietenii. Seara, când nu am programări sau așa, ies cu prietenii pe afară, pe la mall, la un fotbal. Anul trecut, prin primăvară, cred că primăvară era, nu? Da. Ne-am întâlnit în Strand și atât de așa s-a rușinat când m-a văzut, era cu o fată și zic, Alessio, dar ce-i cu tine, de ce faci? Și bine, n-a zis că nu fug, dar în 5 minute a dispărut de acolo. Acum cu siguranță n-ai să mai fugi că n-ai să vii cu o fată, pentru că este ceva normal să ai o prietenă. Apropo, ai o prietenă? Nu. Hai să ai! Slavă Domnului! Așa, ce vreau eu să te mai întreb? Următorul lucru.
Crezi că pe fratele tău l-ai putea influența să ia și el pe partea asta? Da, și el, când era mai mic, nu știu, eu aveam vreo 11-12 ani, așa că el avea 8 sau 7 ani și a spus că și el vrea să devină tonsor. Oho, poftim! Da. Deci da, l-a ispitit puțin. Da, el ar vrea să devină acum frizer, așa, dar momentan e cu fotbal, îi place mai mult la fotbal. Și face multe antrenamente, îl văd, da, când trece la antrenamente zilnic, prin fața casei mele. Da. Și îmi dau seama că într-adevăr muncește foarte mult, de-aia am și spus că va fi un fotbalist bun, pentru că ceea ce face, face cu pasiune. Și atâta timp cât aveți și suportul părinților, cu siguranță veți ieși doi copii extraordinar de buni care să faceți România să fie mândră. Mulțumim. De voi. De voi avem nevoie. De voi avem nevoie. Și mi se face pielea găină când spun lucrul acesta, pentru că voi sunteți viitorul țării. Și mi-aș dori din toată inima ca acești copii ca voi, tineri ca voi, să rămâneți în țară și să munciți aici, să arătați lumii cât de valoroasă este România cu tinerii care avem acum. Ei, și acum să trecem la treabă. Da. Să vedem, Alessio are un prieten, un invitat care va veni și vă va prezenta tunsorile. Și pentru că eu vreau să-l ispitesc un pic mai tare pe Alessio decât în afară de ceea ce face el în general, va face un lucru deosebit la cererea mea. Acum aș vrea să tunzi legat la ochi. Da, o să încep puțin, o să-l degroșez puțin, o să-l curăț și așa, după și... o să încep. Perfect. Bun, atunci să vedem ce urmează. Îl așteptăm în platoul nostru pe David. Bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă numesc Oprea David și am venit să fiu de ajutor lui Alessio. Ești coleg de școală cu Alessio? Nu. Nu, deci nu sunteți colegi de școală, nu. Dar sunteți prieteni? Da. De cât timp? De aproape 4 ani. Ia uite ce frumos! Bravo! Și spune-mi, ce te-a determinat să ai încredere în ceea ce face el? Da, am văzut prima dată că știa ce face și m-am convins. Te-a convins? Da. Te-a convins să te tunzi la el și te-a mai convins ceva? Nu. Să... nu te-a mai convins nimic? Nu. Dar te-ar interesa așa, mă jupilezi așa cu... Da, poate. Încă nu m-am decis, sigur. Dar ți-ar place, bănuiesc, nu? Da, de ce nu? De ce nu? Până la urmă este o meserie curată, frumoasă și hai să-i spunem că ești un pic de artă aici. Da. Păi, hai să ne arate, Alessio, ce știe să facă cu căpșorul tău. Îi vom face un pompadour în partea superioară și pe lateral un mid-fade. Da. Cât timp lucrează el? Eu am să vă povestesc că pentru mine limba asta pe care ei nu au traducere în limba română, așa mi se... m-a prins niște beculețe. Când aud asemenea termeni, eu sunt de acord că trebuie să fie și aceste denumiri în alte limbi, mai ales în engleză, pardon, dar... pe mine m-ar interesa un lucru, dacă noi am împrumutat atât de multe cuvinte din vocabularul celor de peste granița noastră, dacă există vreo țară care să fi împrumutat vreun cuvânt de la noi din România. Pentru că, nu știu, pare mi se că englezismele astea au început să-și cam facă de cap în țara noastră. Hai, povestește-ne, Alessio, ce faci acolo? Acum o să-i fac puțin, l-am curățat puțin cu numărul 3 mai înainte și acum îi fac conturul pentru a putea pierde. Cam câți colegi ai care vin la tine la tuns? De clasă sau? Colegi, prieteni. Prieteni, o... parte, nu știu, mare parte din ei, 70% cam vin la mine și din colegii din clasă am unul singur care se tunde la mine. E cu siguranță vor veni de acum încolo pentru că după asemenea demonstrații practice pe care le faci pe ecranul nostru și nu numai. Eu postez și pe... am un cont de TikTok, am un cont de Instagram și postez acolo tot fel de tutoriale. Am și YouTube și... Ia zi! Pe Instagram mă numesc Alessio the Barber Legat, la fel ca pe YouTube. La fel ca pe TikTok, iar pe YouTube mă numesc Alessio the Barber cu spații. Alessio... Întoarce-o să vedem și noi ce ai făcut până acum, da. Ca să... Ia uite! Wow!
Wow. În momentul în care tu vorbești cu clientul tău, presupunând da. Că, uite, David este clientul tău acum, nu da. Este prieten, îl întreb ce vrea să-i da, faci. Clar, ce ar prefera el și îi spun și modalitatea mea, ce cred că l-ar avantaja, ce i-ar sta bine. Uh-huh. Și el îmi spune, o mare parte spun să îi fac cum le-am zis eu, adică cum cred eu că le-ar sta mai bine, pentru că există un fel de, nu știu, la fiecare față îi se atribuie o anumită tonsoare. La ca o și la femei ovală, cu afiura, da, da. Exact, la fel. Ai avut un eveniment? Acum l-am pierdut puțin cu shaver-ul. Asta înseamnă că l-am luat cu 5-0 ori sub piele. Asta înseamnă că va crește părul mai greu, nu? Da, adică dacă l-aș fi tuns normal fără shaver, în două zile deja nu s-ar mai fi văzut că e tuns. Dar acum că l-am tuns cu shaver, în două zile abia se va părea că a fost tuns normal fără shaver. Adică va crește destul de rapid. Ai avut vreun eveniment așa, vreo întâmplare neplăcută în cariera ta scurtă de hairstylist? Nu, întâmplare neplăcută nu, n-am mai avut. Sau cineva nemulțumit? Da, dar nu cred că a fost nemulțumit. Pur și simplu nu a vrut să arate chestia asta. Nu cred că a ieșit nemulțumit. I-am făcut exact tonsoarea pe care mi-a cerut-o. Și la final a spus că i-am făcut total altceva și că de ce să plătească. Aha, mai sunt și asemenea. Dar, în general, nu. Am avut o singură întâmplare, dar nu prea. E interesant că deja s-a schimbat da. Fața lui David. Acum voi merge cu grătarul de 1,5. Să-ți rezervi momentul în care vei sta cu bandana la ochi, te rog frumos. Desigur. Pentru că vreau să atunci. Arăți că poți și fără să te uiți la ceea ce faci. E ceva inedit și... Îți recomand să te duci la România au talent. Am fost schimbat, nu știu cine m-a înscris, că nu a vrut să-mi spună, dar m-au sunat, dar n-am putut să merg în perioada aia și nu. Hai să te duci probabil când ai să experimentezi mai multe friziuri. Da, fac tot felul de tunsuri, nu cred că a fost vreo tunsoare pe care să nu o fac, am făcut absolut tot felul de tunsuri care există. La bărbați, la femei, momentan încă nu, am făcut... Tunsoarea dreaptă și în scări, atât. Am mai văzut pe internet persoane care fac tot felul de modele, chipuri de oameni, pe așa cum ai făcut o dungă aia acolo, când a fost dungă și după aceea da, 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 așa? Da, nu, acum nu i-am făcut eu, a crescut deja puțin dungă, nu trebuie să o fac. Nu, vorbeam de chipuri de oameni sau tot felul de chestii, nu știu, un vultur, o ceva, care să fac gen tatuaj pe păr. Dar cu mașina de... Ah, da, eu n-am văzut, dar am auzit. Mi-a mai spus un prieten de ceva de gen. De exemplu, mama ta mi-a făcut mie o chestie de genul la spate, la aici pe ceafă, și mi-a făcut un model, niște aripi de înger. A, din mașina de contur. Da, da, a, da, 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 asta da, am făcut și eu. David, nu te gândi? Acum nu. Deocamdată.
Alessio, din câte știu eu, ai participat la o emisiune la o televiziune națională, așa este? Hai să spunem și asta. Am fost la emisiunea A7 TV. Așa. De la București și acolo am fost invitat acum 2 săptămâni. Tot într-o marți era, nu mai știu exact. Ei, hai să vezi. Marța e ziua ta norocoasă, da? Da, am văzut foarte frumos să ai prezentat și acolo și e interesant că ceea ce faci tu este apreciat și îmi doresc, spun lucrul ăsta, să îți urmeze exemplu cât mai mulți tineri. Pentru că în școlile pe care le vedem, ia, să vedem acum. Leg la ochi, dar... Hai! Să știți că este eșarfa mea și am controlat-o, nu se întâmplă, nu se vede nimic. Așa ne-am nimerit și cu culoarea, este la fel cu îmbrăcămintea lui Alessio. Da. Ia să vedem. Foarte interesant faptul că poți să faci lucrul acesta și fără să vezi cu ochii, este, uite, pot să zic și un lucru pentru cei care... Nu e neapărat o chestie de talent sau ceva, îți intri în mână după un anumit timp, începi să auzi mașina, începi să-ți dai seama de mișcările pe care le faci și nici nu mai este nevoie să te uiți la... Da, foarte interesant. Cred că ai demonstrat destul din punctul ăsta de vedere. E clar că ești dotat cu un talent. Este și talent, că dacă talentul nu-l încarci și nu-l dezvolți, nu merge. Da, posibil. O să, pe final o să întorci un pic scaunul să-l arătăm pe David și la spate, da. Să vadă lumea ce ai făcut, ia uite. David, ești ok, să știi. Și vreau să spun că în școlile pe care le, în cursurile pe care le fac părinții tăi la sediul firmei voastre, mă rog, și tu lucrezi tot acolo câteodată, impropriu spus lucrat, pentru că tu ești practic amator până vei ajunge să fii declarat profesionist bun. Da. Pentru cine vrea și este interesat de cursurile astea, la Anabel găsiți acolo ceea ce... Te rog! Găsiți acolo mai multe variante de a vă... E ok ce am făcut. Este! S-a înroșit David la față de... A avut ceva emoții! Ai încredere în el, băi, altfel bănuiesc că nici nu ți-ai fi fost aici acum. Tot legat. Păi nu? Păi nu știu. Poate nu cred ce ai setul la noi. Cum vrei tu. Doar că te-ai pus în fața camerei și nu să mai vedem nimic ce faci. Am dat seama. Așa. Sunt tare simpatici amândoi. Nu știu, nu vreau să mai dialoghez cu Alessio, pentru că e totuși atenția lui acolo focusată și... Nu este niciun fel de problemă. Eu mă pot axa pe mai multe lucruri deodată. Am să te întreb, de exemplu,
Mama ta cum a reușit să facă o meserie asta atât de bine, să o practice atât de bine, pentru că este deci una... Deci am înțeles eu și ea făcea chestiile astea de tânără, de la 12-13 ani. Uh-huh. Din ce mi-a povestit, că bunicul meu, adică tatăl mamei, era și el frizer în tinerețe sau ceva de genul. Când avea prieteni, nu neapărat că avea o frizerie sau ceva. Și tot la fel, mama a învățat și ea, a mers la cursuri. Deci, cum spuneam, Așchia nu sare departe de trunchi și e un lucru frumos, lăudabil, și apreciez foarte mult lucrurile astea, pentru că având, așa cum spuneam, viața în armonie, trebuie să fim în armonie cu noi, în primul rând, și cu tot ce este în jurul nostru. Iar este lăudabil ceea ce faci tu, repet, apreciez și, uite, va fi poate pentru mulți părinți un buton. Deja am prieteni, nu știu, îi pot numi prieteni că mai ies cu ei uneori, vin la mine la salon să tun și au zis că vor să se apuce și ei de meseria asta, în vară sau așa, când nu au școală și sunt destul de copii, nu știu cum să spun, au 12-13 ani, am 2-3 prieteni. Alexiu, dar tu cum le împaci pe toate, și asta și școala? Păi, nu e neapărat o chestie așa de grea. La școală mă duc dimineața până în ora 2 și programările mele fac de la ora 2 până când vrea clientul, ora 9-10. 9-10, și de învățat când mai înveți, Alexiu? Învăț după ce termin de tuns. Da. E o vârstă în care, dacă nu trăiești momentul acum, în general este bine de trăit momentul al vieții atunci, adică acum. Pentru că timpul este ireversibil și dacă este ceva care trece și nu se mai întoarce, este timpul și momentul respectiv. Ce a fost nu mai putem îndrepta, ce va fi nu știm. Așa că ne rămâne doar prezentul care este acum și aici, să-l trăim la cote maxime. Ceea ce îi sfătuiesc eu pe ceilalți, copii, adolescenți, cum cine se uită la noi, ar fi să facă ceea ce îi place. Adică degeaba faci o chestie dacă nu-ți place. De exemplu, eu, dacă nu mi-ar fi plăcut chestia asta, după ce cântun pe cineva și spune că abia aștept să-l termine tuns, dau un exemplu. Dar, nu știu, eu, de exemplu, dacă am o idee nouă, nu știu, sau am văzut ceva pe internet și vreau să fac și eu, nu pot să dorm noaptea, că vreau abia să încerc, că abia aștept să încerc chestia aia și la școală stau așa. Mă întreb, de ce oare Ministerul Învățământului nostru nu mai fac școli profesionale în care să fiecare tânăr copil să-și aleagă ce îi place să facă. Cred că dacă este ceva de apreciat pe vremea răposatului Ceaușescu, este că școlile profesionale erau multe și au scos foarte mulți oameni buni în meseriile lor. Acum, să faci facultate cu banii părinților și să fii vânzător la un supermarket pe nu știu, mi se pare strigător la cer să risipești niște ani, niște bani și să n-ai nicio legătură cu ceea ce facultate ai făcut, când ai putea foarte bine, așa cum a spus Alexiu, să faci ceea ce îți place. Pur și simplu, pentru că dacă nu pui pasiune, nu pui dragoste, nu pui în ceea ce faci plăcerea de a trăi și de a face acel lucru, degeaba. Dacă îți place să confecționezi chestii, că mai aveam un prieten care îi confecționa anumite chestii, șosete, așa, și le făcea el cu mâna lui. Din, nu știu, ață, nu știu exact, nu l-am întrebat. Împletea? Da, le împletea. Le croșeta? Exact. Păi poți să îți deschizi ceva. Când mai crești, îți deschizi o, nu știu, îți iei o autorulotă sau ceva și faci chestia aia. Sigur. Cu siguranță există oameni care vor să facă chestia aia.
Uite, eu sunt convinsă că tu ai să-ți iei o rulotă când ai să fii meseriaș, așa pe banii tăi, și ai să te duci prin țară și ai să ajuți oamenii care sunt amărâți, care sunt oamenii străzii, să le spunem așa, care nu au posibilități financiare. Eu încerc chestia asta de ceva săptămâni, luni, putem spune. Am videoclipuri întregi pe telefon, dar nu, încă nu le-am postat, pentru că eu am mai mers așa pe stradă să întreb lumea, de ceva timp fac și live-uri pe internet în timp ce tun și mai spun cei de pe internet să mă duc să tund un om al străzii, mai merg așa, caut, dar foarte, foarte rar găsesc, nu știu. Nu găsești oameni ai străzii? Nu găsesc ori în zona mea, ori. La sate sunt foarte mulți oameni săraci care nu au bani și care se tund unii pe alții, să știi, că-ți spun din... Am găsit un domn așa, dar cred că era și puțin așa și a zis că nu, eu n-am treabă cu el, el n-are treabă cu mine. Am mai găsit pe cineva, dar el era tuns deja în tot capul cu același număr și nu puteam să-i fac nimic. Ei, va fi momentul când vei putea să faci lucrul acesta dacă îți pui intenția și chiar dorești. Da. A, uite că o asemenea tunsoare e ceva timp. Deci da, nu în e nici... jur de 30-35 de minute mi-a să fac, dar pot să fac și în 20, depinde de client. Sunt clienți care se grăbesc puțin și atunci... Ea consideră că David se grăbește și... nu ne mai permite timpul. Deja am ajuns la 50 de minute și hai să vedem ce iese până la final. Este determinat, este motivat. Ceea ce face, face cu drag. Se vede că face să iese treaba bună. Și asta zic eu că este de apreciat și nu știu, din punctul meu de vedere pot să spun bravo. Și nu numai al meu. Vă mulțumesc. În 5 minute cred că este gata tunsoarea. Super. Ce, partea de deasupra ai faci ceva? Nu vreau lua din lungime. El, în general, se tunde la 2-3 luni la mine. Nu vine săptămânal sau așa. Nu, când nu ar avea timp. Noi mai ieșim așa, dar el îi place și să stea puțin mai mult netuns. Am înțeles. Ei, de acum îmi vine căldura, așa că o să-ți priască tunsoarea asta. Da. Că l-am tuns, cred că acum 3 săptămâni l-am tuns și deja i-a crescut și... Am impresia că e și bun la mână, și pe cine tuns tu crește părul repede, așa-i? Mi-a spus o mare parte din clienți, clienții noi, nu știu, prietenii nu prea îmi spun chestia asta, dar... Clienți care vin la mine, nu are mama timp și îi fac eu așa, spun că cerafile crește părul, că am mână bună. Da, este artă, într-adevăr, pentru că nu poți să lași un om cu un cap jumate făcut, jumate nefăcut. Da, clar. Uite, în sfârșit am reușit să-l fac pe David să zâmbească. Vezi că are un fir aici sus care... Da, nu, o să-l filez puțin. Acum îi facem dunga și filăm. Are niște vârticușuri acolo. Da, am văzut și... Te-ai pus în fața camerei. Da, bine. Așa, învârte-l pe el, perfect. Ai trusa ta de ustensile? Da, am mai multe ustensile. În general îmi place să-mi cumpăr tot ce este nou, pentru că sunt și foarte calitative. Adică ce apare nou nu este exact la fel ca și cum, e exact același lucru după 2 ani de zile. Da. Nu știu, e posibil să fie și material din care sunt confecționate și... De exemplu, înainte nu foloseam marca asta de mașini, dar ce foloseam eu înainte, i s-a schimbat fabrica, nu știu,
și nu mai fac aceleași chestii, se încălzesc foarte rapid mașinile și... Uh-huh. Îl filăm puțin în partea superioară și îl aranjăm și gata. Dragilor, dacă vreți să-l găsiți pe Alessio, îl găsiți pe strada Alexandru Lăpușneanu, la salonul Anabel, întrebați de Alessio și cu siguranță... Sau pe Instagram. Sau pe Instagram, dați follow acolo! Îl găsiți și pe clientul nostru de astăzi, David Talpă, 130707. Uite, ți-a spus să nu să spui, tu a spus el, vezi? Ei, asta e prietenie, vedeți? Aici se vede care este adevărata prietenie. Nu e vorba de egoism, nu este vorba de invidie, nu este vorba de... ci doar de prietenie. Clar. Și asta e de admirat. Adevărul este că în zilele noastre, când ne-am schimbat atât de mult datorită societății și rețelelor de socializare, am ajuns să nu mai știm să fim prieteni, să nu mai știm să ne acordăm unul altuia timpul live, efectiv, față în față și chiar și să te îmbrățișezi cu cineva, cât de mult contează când există acel schimb de energie de la inimă la inimă. Dar cu siguranță lucrurile se vor schimba pentru că... ceva și trec la aranjă. Pă cum vedeți, dacă cineva vrea să-i fure meseria lui Alessio, poate să o facă și din emisiunea asta. Da. Dacă aveți tot ce vă trebuie, evident. Asta e problema, că unii nu știu, ori nu au încredere, ori cei cu care am făcut eu cursurile au și tutoriale online, dar au spus că nimeni nu intră să nu fac vizualizări și un om preferă să plătească oriceva online, ori fizic, decât să intre și să vadă exact ceea ce îi face online. Da. Asta este niște pudră de volum. O să-l dau cu puțină cea rămată. Te-ai mai luminat, David? Dacă spuneam de ales eu că e timid, David e mult mai timid. Da, el. Trebuie foarte bine încălzit. Ne-i faci... acest stil de a freca palmele este și de a porni energia. Nu știu. Vrei să energizezi, faci? Și cum te încălzești, simți energia palmelor. Unul cu puțin fixativ. Lips în fața camerei. Întoarce-l către tine. Așa. Acum îl gâdile. Bănuiesc că după o ședință de asemenea gen, îți vine să dormi. De multe ori și înainte. De multe ori înainte, nu? Că te apucă așa o stare de bine. Asta înseamnă că emană energie pozitivă.
Deci vreau, după ce termin, să-l întorci cu spatele, să se vadă și ceafa, ce frumos arată ceafa lui. Da. Mai e fixat și pe mine. Da, nu-i nimic. Așa, acum întoarce-l puțin cu spatele, să se ia un prim plan cu ceafa lui, pentru că îmi place foarte tare ce e acolo. Ia. Ia uitați-vă ce floare are el acolo. Ridică capul mai sus. Așa, ia uitați-vă ce frumos arată. Foarte frumos. Bravo, Alessio. Felicitări. Este tunzoarea probabil că ceea ce îți place ție, nu? Pentru că așa te tunzi tu de obicei. Bravo. Dragilor, v-am prezentat astăzi un viitor hairstylist performant al României, în momentul ăsta cel mai tânăr din România și cu siguranță va fi unul din cei mai buni. Dragi mei prieteni, vă mulțumesc că ați participat la emisiunea Viața în Armonie. Pentru invitație. Și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost prezenți alături de noi și ați avut răbdarea să-i urmăriți pe acești copii frumoși și să vă gândiți puțin, dacă aveți copii, să le dați o ghidare către ceva frumos, de a face în viață ceva frumos, util, plăcut, curat, de ce nu, și până la urmă și foarte bănoas. Vă spunem la revedere și vă mulțumim pentru atenție, să aveți un weekend minunat, la revedere, vă iubim! La revedere!